Timp de milenii, oamenii au creat mituri, dintre cele mai diverse pentru fenomenele pe care cunoștințele limitate de atunci despre natură și univers nu le puteau explica. În timp, multe întâmplări ce păreau fantastice au fost explicate de știință, însă fascinația pentru tot ce poate fi observabil cu ochiul liber pe cer a rămas la fel de intensă. Astăzi vom prezenta câteva dintre aceste fenomene ciudate, dar în același timp uimitoare. Liniile Nazca. O serie de opere de artă supradimensionate care marchează câmpiile din Peru, liniile Nazca acoperă 450 de km pătrați de deșert. Acestea includ forme geometrice uriașe, imagini care reprezintă plante și animale și mai rar siluete umane care sunt vizibile din aer. Cercetătorii cred că au fost realizate de poporul Nazca într-o perioadă de 1000 de ani, dintre care 500 înaintea erei noastre și 500 după era noastră, însă nimeni nu știe ce scop au avut. Autoritățile din Peru întâmpină probleme în a proteja liniile Nazca, deși acestea sunt incluse în patrimoniul mondial. Anul trecut, spre exemplu, mai mulți peruani creșteau porci în zonă peste formele vechi de mii de ani. Pentru mulți, zona este doar un teren viran într-o regiune cu o populație săracă în creștere continuă. Teoria inițială, conform căreia modelele fac parte dintr-un calendar astronomic, a fost infirmată în 1997, iar în 2013, cercetătorii de la Universitatea Yamagata din Japonia au început un program de 15 ani, la finalul căruia speră să afle mai multe despre originea liniilor Nazca. Fulgerul vulcanic. În aproximativ 200 de ani au fost observate și documentate în jur de 200 de erupții vulcanice însoțite de descărcări luminoase, însă oamenii de știință nu pot explica în totalitate de ce și cum apare fenomenul. Nu sunt foarte multe studii pe subiect, dar experții au câteva ipoteze. Una dintre ele sugerează că magma, rocile și cenușa vulcanică, aruncate în timpul unei erupții, sunt încărcate electric printr-un proces anterior, necunoscut, ducând la descărcări electrice în apropierea deschiderii vulcanului. Un altul susține că aerul și gazele expulzate, puternic ionizate de ciocnirea cu particule mai reci din atmosferă, generează fulgere ramificate deasupra vârfului vulcanului. Savanții de la Universitatea de Stat din Oregon, SUA, explică cum se produce acest lucru, printr-o analogie cu modul în care șosetele se încarcă electrostatic când alunești cu picioarele pe covor sau cu un balon când îl freci energic de cap, cum făceai în gimnaziu. Același tip de energie se acumulează în norul de cenușă, dar la o scară mult mai mare. Dacă potențialul electric obținut astfel este suficient de mare, acesta învinge rezistența aerului, creează o cărare de aer ionizat și conduce electricitatea spre conul vulcanic, sub formă de fulger. Soarele negru. Primăvara, martie-aprilie sau toamna, septembrie-octombrie, cu aproximativ o jumătate de oră înainte de apusul soarelui, stoluri de mai mult de 1 milion de grauri, Sturnus vulgaris, se adună pe cer în formațiuni spectaculoase. Fenomenul este numit soarele negru sau sort sol și poate fi observat în SUA și Europa, în special în Anglia, deși populația britanică a păsărilor a ajuns la doar o treime din ceea ce era acum 40 de ani. Dansul acesta poate fi admirat și în sud-vestul Danemarcei, mai ales în Mlaștin. Păsările vin din Norvegia sau din Est, iar în aceste locuri găsesc cele mai bune condiții de hrană. Cel mai bun loc de observare este Thundermarsken, unde se organizează chiar și excursii dedicate fenomenului. Storuri de sturzi care zboară într-o astfel de formație pot fi văzute și în România, mai ales în zonele de câmpie sau podiș, dar nu au aceeași amploare. Ploaia roșie. Ploaia colorată nu este deloc rară și poate fi adesea explicată prin amestecarea picăturilor cu praful din deșert sau din alte regiuni uscate, ridicat și transportat de vânt la distanțe de 10 sau 100 de kilometri. Ploile roșii au fost observate frecvent în sudul Europei și sunt în creștere în ultimii ani. Însă în vara anului 2001, în regiunea Kerala din sud-estul Indiei, timp de 6 săptămâni a putut fi observat un fenomen ieșit din comun. O ploaie roșie care nu seamănă deloc cu alte ploi colorate. Fenomenul s-a petrecut doar în Kerala, în profita schimbărilor de direcția vântului și a fost atât de intens încât a colorat hainele celor care au fost atinși de ploaie și ars frunzele copacilor. În urma analizelor efectuate de specialiști, devine ar fi fost sporii de Tretoplotria anulata aflați în atmosferă. Planta cu pricina este compusă dintr-o ciupercă și o algă aflate în simbioză și crește, de regulă, pe scoarța copacilor, pe ziduri, etc. Uneori, ploile nu sunt colorate, ci chiar mai ciudate. De-a lungul timpului, mai multe obiecte neobișnuite au căzut odată cu ploaia. În 2000, de exemplu, o trombă marină de apă din Marea Nordului a aspirat un banc de pești, aflat de la aproximativ 1,6 km de țărm, aruncându-l la scurt timp după aceea peste localitatea Great Yarmouth, în Marea Britanie. Zumzetul de joasă frecvență. The Hum, zumzetul, este numele dat unui zgomot enervant care se aude pe zone vaste de teren. Misterul e dat de faptul că nu toți oamenii îl pot auzi, doar o persoană din 20 fiind deranjată de sunet. Anul trecut, rezidenții din Beaufort, Kerry, Irlanda, s-au plâns autorităților în legătură cu un sunet iritant care îi supără din luna aprilie.
La insistențele cetățenilor, edilii au decis să oprească pompele de apă, despre care se credea că produc zgomotul, dar zumzetul nu a încetat. Oamenii de știință nu au găsit o explicație, deși unii dintre ei bănuiesc că ar fi vorba despre tinnitus, un zgomot perceput de urechi în absența unui sunet, în timp ce alții dau vina pe valurile care se sparg în depărtare sau pe zgomote industriale. Luminile care însoțesc cu tremurele. Din punct de vedere al misterului, al controversei și al scalei la care are loc fenomenul, luminile care apar pe cer înainte și în timpul seismelor conduc clasamentul. Sunt misterioase pentru că nu se știe ce le cauzează, dar și controversate, pentru că nu toți cercetătorii sunt convinși că există cu adevărat. Au apărut sute de fotografii, în special pe internet, dar formele, culorile și intensitatea luminilor diferă atât de mult la fiecare eveniment, încât e dificil să se stabilească exact care dintre ele sunt falsuri. Teoriile înaintate de oamenii de știință variază de la căldură generată de frecare sau mișcări tectonice. În 2003, Friedemann Freud, un fizician în cadrul NASA, a realizat o serie de experimente în urma cărora a concluzionat că luminile care însoțesc seismele sunt cauzate de activitatea electrică a rocilor. Conform teoriei lui, undele de șoc cauzate de cutremure modifică proprietățile electrice ale siliconului și ale mineralelor care conțin oxigen, ceea ce le face să emită lumină. Nu există un consens în rândul cercetătorilor însă, iar teoria lui Freud este tratată doar ca o explicație posibilă și nu ca o rezolvare a misterului. Sferele din Costa Rica. De ce populația care a precedat colonizarea spaniolă din Costa Rica a decis să sculpteze sute de sfere uriașe din piatră, rămâne un mister. Sferele au fost găsite de United Fruit Company în 1930, când defrișau o porțiune de pământ pentru a face loc plantațiilor de banane. Sferele construite între anii 600 și 1000 înaintea lui Hristos ating 2 metri în diametru și sunt numite de localnici Las Bolas. Ceea ce face misterul greu de dezlegat este faptul că spaniolii au distrus toate urmele civilizației care se află acolo, înainte de venirea lor. John Hoops a demontat majoritatea teoriilor care legau sferele de orașe pierdute și de nave extraterestre, iar în 2012 a călătorit în Costa Rica pentru a studia posibilitatea integrării lor în patrimoniul mondial. Curcubeul nocturn. Ai crezut că curcubeele apar doar în timpul zilei? Ei bine, mai gândește-te! Aceste moonbows în formă de arc se formează atunci când lumina dintr-o sursă precum luna sare și se reflectă în picăturile de apă de pe cer. Moonbows sunt un fenomen extrem de rar, care apare numai atunci când luna este foarte jos pe cer, cerul este întunecat și ploaia cade în fața lunii. Soarele este mult mai strălucitor decât luna, așa că arcurile lunare nu sunt nici pe departe la fel de strălucitoare precum curcubeele din timpul zilei. Deși sunt adesea văzute în alb, în cazuri rare poți vedea un moonbow în toată splendoarea sa multinuanțată. Cele mai bune locuri pentru a asista la un arc de lună sunt locurile cu fluxuri constante de apă, cum ar fi Cascada Niagara din Ontario, Canada și New York, Parcul Național Yosemite din California și Marele Canion din Arizona. Norul irizant. Un ochi mai puțin experimentat poate confunda foarte ușor arcul circumorizontal cu norul irizant, numit și nor curcubeu, care se formează deasupra norilor după furtuni atunci când aerul este împins rapid în sus, făcându-l să se răcească și să se extindă. Astfel, picăturile de apă se condensează și pot acționa apoi ca prisme, formând un soi de tichie colorată, numită științific pileus, peste nor. Cele două fenomene se disting prin mai multe trăsături. În primul rând, un arc circumorizontal are întotdeauna o locație fixă pe cer, în raport cu soarele sau luna, în timp ce irizațiile pot apărea în diferite poziții, adesea direct în jurul soarelui sau lunii. În al doilea rând, benzile de culoare dintr-un arc circumorizontal sunt așezate întotdeauna orizontal, cu roșul deasupra, în timp ce norii irizanți sunt aleatori ca formă și urmează aproximativ conturile norului deasupra cărora apar. În fine, culorile unui arc circumorizontal sunt clare și spectrale, în timp ce culorile norilor curcubeu sunt mai șterse. Se pare că am ajuns și la finalul acestui videoclip. Dacă ți-a plăcut, poți lăsa un like, un comentariu și te poți abona la canalul nostru pentru a face parte din comunitatea noastră. Pe data viitoare!